Bună ziua și bine ai venit în bucătăria mea. Mă numesc Rodica și astăzi vreau să-ți pregătesc o varză călită ardelenească făcută din varză nouă. Eu am primit de la cineva două verze din acestea mai ciudate. Sunt mai lunguiețe și vreau să și o ceapă, un pic de chimion. Vreau să pun acolo. Am pregătit o cratiță cu ulei aici. Și în acest castronel am tăiat varza, dar ca să pot să fac cât mai multă varză, pentru că ea este foarte cu multă apă și scade foarte mult, m-am gândit să o pun în castron, o frec un pic cu sare. Pun un pic de sare și ea mai scade. Când ajunge în cratiță, tot așa este, că ea scade. Și am zis că totuși să o tai așa, să o pun cu sare și să o las vreo 5 minute, pentru că așa se face, să lase ea un pic de zeamă, un pic de suc de la varză, dacă punem sare, pentru că am pus doar un strop de ulei și nu se pune apă, nu se pune nimic. Ea se pune acolo, se călește, se călește ceapa, se pune chimionul și pe urmă și varza, și să varza se gătește mai repede. Trebuie să ținem un pic mai mult ceapa până se înmoaie un pic și ceapa lasă un pic de apă și vedem cum o să fie. Rețeta este foarte simplă, este pentru garnitură la friptură, poate să fie, se face doar din varză albă, care este mai moale și o putem folosi chiar și în zilele de post. Dacă vrem să postim, este foarte delicioasă. Revin acum cu ceapa. Tai ceapa ca să o pun un pic la călit să se înmoaie. Am tăiat ceapa cât am putut de mărunt, dacă poți mai mărunt, o poți tăia mai mărunt. Am pus un pic de sare pe ea să se înmoaie, dar am pus sare și aici pe varză. Încerc acum să o apăs un pic, să lase un pic de suc. Varza este foarte sănătoasă și ne ajută foarte mult în diferite cure. Așa că dacă o facem și călită, această varză călită este foarte bună să facem tăiței cu varză. În Ardeal se fac tăiței cu varză, sunt foarte delicioși. Într-una din zile o să fac și eu, voi face tăiței de casă, pentru că sunt tăiței aceia lați. Aceia se fac cu varză. Uite, vezi cum am pus sare, o frec un pic. N-am loc să frec cu două mâini, așa că e destul și cu una. Ea a intrat, a ieșit, s-a lăsat. Dacă lasă suc, o să văd. Momentan trebuie să amestec aici la ceapă și să arunc și câteva boabe de chimion, cum se spune. Ceapa s-a înmuiat un pic, dar nu o pot lăsa pe foc. Am luat-o de pe foc, se vede că e un pic înmuiată, ca să continui să tai varza. Mai am încă un pic de varză, una și jumătate, o tai și revin. Am terminat de tăiat ceapa, o să transfer înapoi cratița, să măresc focul în care am pus ceapa. Eu am tot frecat cu sare un pic varza. Vreau să spun că aș fi putut să pun varza aici și să o frec așa în mâini cu sare. Problema este că dacă lasă ceva suc din ea, este bun să-l punem acolo. Acum încerc să transfer din bol. Am dat foc un pic mai tare. Nu pot să pun dita mai cratița și ea să rămână foarte puțin. Și atunci prefer să o las să scadă un pic cealaltă, tot amestecând. Pun cât pot. Așa, mai rămâne aici în bol.
Dacă ai o cratiță mare și vrei să o faci așa, atunci poți să o faci. Dacă nu, pentru că nu avem apă și nici ulei foarte mult, așa se face asta, numai în cazuri extreme se adaugă apă, va trebui să îmi folosesc amândouă mâinile, să tot amestec. Revin când mai pun următoarea tură. Am dat focul mai tare la cratiță, uite, și vreau să pun și piper, pentru că asta este foarte delicioasă când se simte gustul de piper. Începe să se lase, pentru că se aude că sfârâie acolo. Va trebui să pornesc hota ca să iasă mirosul. Dacă vrei să pui cimbru sau semințe de cimbru, este la fel de bună. Eu am pus chimion când am așa o jumătate de linguriță de semințe. Dacă îți place mai tare, poți să pui mai mult. Chimionul este sănătos. Tot amestec. Mai pun din varză. Gata. Acum n-am mai filmat cum tai varza, pentru că toată lumea știe că varza se taie mărunt, numai chiar începătorii nu. Depinde la ce vrei să o faci, că dacă faci lușcoș de varză, nu se mai taie chiar așa de mărunt, dar tot din varză nouă se face. Revin când mai scade varza mea de aici, că trebuie să mai amestec acum. Varza mea se face. Tot amestec, am mai pus un strop de piper, dar am pus-o pe ochiul mare, i-am dat drum mai tare la foc și din cauza asta noi trebuie să amestecăm în continuu. Varza nu are ulei, acum nu mai este, dar a lăsat un pic de apă, nu știu cum să-ți arat. Uite, acolo jos se vede ceva. Din această cauză, eu trebuie să tot amestec. Îți mulțumesc că stai alături de mine, îți mulțumesc că îmi dai like-uri, că te abonezi la canalul meu, să pot să dezvolt canalul, să mai fac multe rețete, să combin anumite alimente sau tot ce este ca să iasă o mâncărică bună. Tot amestecăm, nu lăsăm ca să nu punem apă, doar amestecăm. Dacă lași focul mai mic, nu este rău, ca să o pătrundă bine. Depinde cât de bine stai cu timpul liber, cât timp ai la dispoziție. Nu știu dacă ți-am spus, eu am avut 1,2 kg în cele două verze și așa cum am spus, au fost verze noi care trebuie să se înnoaie repede, nu ca varza care de toamnă ce se pune la înnoiat aia, la murat aia nu mai este așa de ușor, trebuie pusă apă ca să se înnoaie și altele, ținută mult sau făcută cu bulion la cuptor, o altă rețetă. Revin. Am vrut să-ți spun că sare, chimion și piper se pune după gust. A fost plină cratița, uite cât a rămas dintr-un kilogram 200. Dacă nu vrei să faci atâta, pui mai puțin, pui jumătate din cantitate. Acum vezi cât a ieșit dintr-un kilogram 200. De aici pot să pun pe 6 farfurii, de exemplu.
cu cârnăcior, cu grătar, cu ceva, este o foarte bună garnitură. Și delicioasă. În Ardeal se mănâncă foarte mult, mai ales iarna. Varză, cartofi și fasole boabe sau fasole verde pusă la uscat, pentru că nu erau alte modalități de păstrare, nu erau frigidere și altceva. Se opărea, se întindea pe ațe, se ținea la uscat, se legau ațele, de multe ori se prindeau în pod, podul foarte bine aerisit, și se usca acolo. Și atunci iarna făceam, bunica ne făcea ciorbă de fasole din păstăile acelea uscate și era foarte delicioasă așa cum o făcea. În mare parte varza mea este gata. Uite, a scăzut și apa care a fost aici, poate că mai este un picuț de apă. Poți să o guști, să vezi dacă îți place cât este de moale sau dacă este prea tare sau mai știu eu ce. O guști și vezi dacă îți trebuie, o mai ții. Dar eu am amestecat tot timpul. Nu am lăsat, pentru că altfel se arde. Neavând apă, neavând ulei, se arde. Și eu vreau să mănânc varză sănătoasă, nu arsă. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine, îți mulțumesc că te abonezi la canal, că dai share, că le povestești prietenilor despre rețeta mea. Aștept comentariile în secțiunea comentarii, aștept păreri și dacă n-am făcut ceva bine, te rog să-mi spui în secțiunea comentarii. Aceasta este varza mea, sting focul și o să-ți pun un pic pe farfurie ca să vezi cum e. Uite, așa arată varza mea. Sper să-ți placă. Este delicioasă. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine. Îți mulțumesc pentru faptul că te uiți pe filmulețele mele. Când dai like, share, că te abonezi. Eu sper să-ți placă rețeta mea și te aștept și la alte rețete. O zi bună îți doresc, multe reușite și tot ce este mai bun să te înconjoare. Numai bine!